În deschidere, un grup de elevi seminariști au susținut un recital extraordinar de cântece, proză și poezie din opera poetului Nepereche. Lasă-ți lumea ta uitată, minte dă cu totul mie, de ți-ai da viața toată, nimeni în lume nu ne știe. Vin cu mine, rătăcește, pe cărări cu covituri, unde noaptea se trezește glasul vechilor păduri. Manifestarea culturală a reunit preoți, profesori, elevi și iubitori de spiritualitate și cultură. Trebuie flamuri ce mi-mi plătiți în pat din tinere ramuri și evenimentul a fost organizat de către Casa Corpului Didactic Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, în colaborare cu Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ierar Nicolae și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Manifestarea se înscrie în cadrul anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Astăzi, cu ocazia sărbătoririi marelui poet român Mihai Eminescu, Casa Corpului Didactic Vâlcea participă alături de partenerii săi Arhiepiscopia Râmnicului și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea la o serie de manifestări derulate cu ocazia zilei de naștere a marelui poet. Suntem alături de Arhiepiscopia Râmnicului oricând se desfășoară manifestări cu caracter cultural și, bineînțeles, avem o strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar, în special astăzi cu Inspectorul Școlar pentru Limba și Literatura Română, doamna Izabela Ioniță. Și totodată doresc să le mulțumesc Catedrei de Limba Română de la Liceul Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea pentru implicarea deosebită în desfășurarea manifestărilor și nu în ultimul rând domnului director. Mă gândeam la copiii care au cântat, au recitat versuri, au spicuit din opera lui Eminescu sau din critica literară despre Eminescu și mi-am amintit cu bucurie de pașii pe care îi făceam altădată prin Iașul lui Eminescu, călcând și eu pe lângă plopii fără soț sau călcând pe urmele lui adeseori.